Se întâmplă de multe ori să ai arsuri atunci când te trezești și să nu poți să-ți faci studiile dimineața sau să nu poți efectiv să cânți așa de curat cum ai vrea tu. Simți că vocea este foarte hârșâită, simți că e ca și cum ai o inflamație în gât, dar n-ai răcit, nu știi ce se întâmplă. O să spun eu acum despre ce este vorba. Cei care au ulcer, gastrită, reflux gastroesofagian cauzat de alimentație, poate ceva prea picant, poate ceva prea sărat sau prea dulce, a doua zi de dimineață se trezesc cu corzile așa inflamate, ca și cum au fost arse. Este o senzație adevărată de arsură. În primul rând, ce trebuie să știm este că ar fi bine să evităm excesele. Excesele de alimente foarte picante, foarte dulci, foarte sărate, deci foarte condimentate. În al doilea rând, o să vă arăt o poză imediat, ca să învățăm împreună de ce e o idee foarte bună să dormim în poziția pe spate sau pe partea stângă a corpului. Acest lucru ajută să nu mai avem reflux gastroesofagian în timpul nopții, pentru că lichidul din stomac rămâne într-un loc liniștit și nu invers față de cum ar trebui să stea, întorcându-se astfel în gât. Acest fel de arsură, de reflux, se simte pe corp și când dăm afară și atunci ar fi bine să avem grijă mare de noi, în cazul în care avem decântat, să nu provocăm această stare a corpului, pentru că vor fi afectate corzile. Alt lucru care ne cauzează reflux și care duce adăunarea corzilor, băuturile acide, sucurile acidulate și inclusiv apa minerală. Așadar, dacă te știi mai sensibil, evită-le. Și nu în ultimul rând, poate că în primul rând, acel lucru care cauzează reflux, gastrită, ulcer, este enervarea, iritarea, supărarea activă, ținutul acesta în noi de nerv. Cât se poate de mult să ne liniștim foarte repede din aceste stări, să ieșim din ele, le trăim, nu le negăm, nu fugim de ele, le trăim, însă încercăm să trecem peste ele și să ne revenim la o stare de armonie și de calm cât mai repede.